Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la Kodama Forest, un joc nelocalizat în limba română. Jocul este de la Indie Board and Cards, 30 de minute, 14 ani, 36 jucători. Și cam să ne uităm puțin pe spate, e vorba de ceva cooperativ, lucrați pe aceeași planșă. Foarte interesant, bineînțeles o să intrăm în detaliu în momentul când ne uităm cum se joacă jocul. Acum haideți să vedem ce se află în cutie, unde am prerupt aici puțin, ca să nu mă chinui. Haideți să vedem, ce e în cutie. Ok, gata. Ops. Și se deschide capacul. Și avem un regulament. Rulebook. Ok. Object of the game. Setup. Facem setup-ul aici. Forest tiles. Anatomy. Gameplay. Este un regulament foarte mare, sunt lucrurile exemplificate, endgame, how to play a lower player counts, ok, se poate juca și solo. Și mai avem aici diferitele alte, Kodama 3D, la care avem video pe canal, Kodama Duo, astea sunt reclame. Bun, deci ăsta este regulamentul. Apoi avem aceste planșe, beginner, și asta pare mai complicat, dar are numele mai strânse cumva. Deci pe astea se joacă. Sunt mai subțirele, nu sunt foarte groase. Haideți să vedem câte avem. Avem beginner. Astea sunt la fel. Beginner, 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 beginner. Și astea sunt puțin diferite, dar și nu mai au beginner pe ele. Deci sunt foarte multe planșe. Îmi cer scuze de la glare, dar sunt din astea lucioase. Deci avem aici diferite planșe care au 10, 5 și aceste simboluri probabil predefinite și sunt pe două fețe și nu sunt la fel. Aici două de beginner sunt la fel. Nu, și astea sunt diferite. Deci observați, sunt foarte multe permutări diferite. Astea de beginner sunt toate la fel. Ok, interesant. Hai să mergem mai departe și avem aceste tile în forme de Tetris. Aici, astea sunt din carton. Astea sunt mai tari decât planșele la care ne-am uitat mai înainte. Ok, sunt pe două fețe. Mergem mai departe. Pom, pom, pom. Ok, diferite floricele, zone de bambu, diferiți pomi. Și bineînțeles, toate au diferite forme. Astea sunt mai lunguiețe. Aici avem niște ursuleți panda, dacă nu mă înșel. Aici avem ceva fluturași, mai ceva creaturi pe aici. Și mai mulți panda. Ok, aici sunt niște suporturi care probabil vor construi ceva. Nu știu, haideți să ne uităm aici în regulament. Am observat. Ah, cred că astea, da, știu. Se fac marginile de la planșe ca să nu fugă piesele. Foarte tare. Ok. Și avem un săculeț. Un săculeț mare în care intră mâna. Probabil se vor pune piesele acolo și se vor extrage. Și mai avem niște săculeți unde să punem diferitele chestii. Ok, deci astea au fost lucrurile care se află în Kodama Forest. Să punem așa. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProtiPlays pe Facebook. Să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo veți găsi diferite beneficii, content extra și așa mai departe. Încă o dată, seară faină, mulțumesc și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!